Tragedia s-a petrecut ieri după amiază într-un bloc din Timișoara, unde locuiau femeia de 39 de ani și agresorul în vârstă de 22 de ani. Martorii spun că între cei doi a izbucnit un scandal violent. La un moment dat, tânărul a aruncat cu benzină pe femeie și i-a dat foc. În urma atacului, victima a suferit arsuri pe aproape tot corpul. Din cauza complicațiilor, femeia a murit. A venit la noi cu leziuni de arsură de aproximativ 98% suprafață corporală, gradul 2 B și 3. Din păcate, starea de șoc post-combustional a fost foarte agresivă și azi dimineață, în jur de ora 6, a decedat. Vecinii spun că femeia și tânărul student, care acum e cercetat pentru omor, aveau un istoric conflictual mai vechi. Este un băiat model. Nu pot să-mi dau seama ce s-a întâmplat. Iar ne deranja pe toți locatarii. Nu conta că era 12 noaptea. Foarte bolnavă fata asta. Părinții, de ce nu au avut grijă de ea? Au lăsat în apartament singură aici. Din primele cercetări, polițiștii au stabilit că bărbatul și-a premeditat gestul, iar înaintea atacului a cumpărat o sticlă de benzină. Anul trecut, în iulie, tânărul a fost reținut pentru lovire sau alte violențe după ce a maltratat-o pe femeie, iar în august 2020 a fost trimis în judecată în stare de libertate. Acum a ajuns din nou în fața procurorilor. De ce ai incendiat-o pe vecina ta? Ai premeditat totul? Cercetările continuă, iar procurorii așteaptă și rezultatul autopsiei victimei. Până atunci, judecătorii timișoreni au decis arestarea preventivă a agresorului pentru 30 de zile.